Bună seara, prieteni dragi! Vă mulțumesc că sunteți selectivi ca de fiecare dată. La mulți ani astăzi tuturor celor cu nume de flori. Sărbători fericite celor care își serbează Paștele catolic. Prieteni dragi, noi ceilalți acum ne apucăm de treabă, că avem foarte multă treabă. N-avem așa multă treabă cât au avut guvernanții care au pitrocit și au lucrat, au mermelit, stați, au mermelit, că mi-am amintit un termen folosit de un ministru, fost ministru, acum nu mai e, acum e în opoziție. Au mermelit guvernanții noștri planul de măsuri astea sociale de criză și ce să vezi, săptămâna asta l-au scos pe tavă pentru popor. Așa că poporul să fie mulțumit că cei care sunt acolo muncesc pentru binele și propășirea sa. Apropo, da, ați văzut măsurile, dragii mei. Vi se par că ne vor scoate așa repede din foame? Mie nu. Da, o să vedem. O să vedem cum li se par aceste măsuri și invitaților mei, oameni extrem de avizați. O să vreau să-mi scrieți și dumneavoastră pe pagina de Facebook și pe oriunde aveți posibilitatea. Pentru că sunt curios, repet, pe mine nu m-au convins aceste măsuri. Nu știu, nu simt prosperitatea aia că ar pica peste noi. Da, poate nu o simt eu, poate, na, nu pricep. Da, de ce să ne îmbătăm cu apă rece? Cel mai bine, eu spun, să dăm drumul la treabă și să dezbatem. Facem ce știm noi mai bine. Apropo, înainte de a vă prezenta invitații și a vedea și voxurile, ceea ce spuneți dumneavoastră oamenii din jur de acest subiect, vreau să vă spun un lucru. Astăzi, poate să vă surprind, nu am în această emisiune niciun personaj de la putere. Nu mă interesează. Nu vreau să mai aud nici de PNL, nici de PSD, nici vreunul demerit. Parcă au așa o poezie, o placă. Toți ne spun cât de bine trăim și ar trebui să trăim. Și noi, oameni răi, nu simțim, domne, ce ne spun ei. Haideți să vedem totuși ce spun și oamenii ancorați, da? Până să vă prezint invitații, însă, dragii mei, așa cum v-am obișnuit, o să vedem scurte voxuri, vocea poporului. Ce părere aveți dumneavoastră, dragii mei? E foarte important pentru noi. Suntem pensionari și ne descurcăm foarte greu. Altceva ce să vă spun, nu ne permitem decât să mâncăm și să plătim facturi, atât. Altceva nu ne mai permitem. S-au furat prea mult în țară și trebuie să scoată bani de undeva, nu? Și s-au gândit tot de la populație, care au venituri foarte, foarte mici. Chiar vorbeam cu soțul că anul ăsta o să folosim carne de porc, de pui, renunțăm la miel. Ni se pare totuși prea scump. Țara asta e fără nicio regulă. În afară de hoți și fără guvern. Noi nu avem guvern. Ce pot să spun altceva? Suntem muritori de foame. Nu pot să pun nimic pe masă. Scumpirile astea ne dovoară pe toți. Eu cel puțin am rată la bancă și când am făcut acum 3 ani împrumutul, roborul era până în 1% și acum este 4,5, aproape 5%. Rata la bancă a crescut, de nici nu mai știm cum să plătim. Toate produsele s-au scumpit și din cauza benzinei, în sfârșit din cauza războiului, dar cel mai rău este că guvernul nu are grijă de noi sub niciun motiv. Astea sunt vremurile. Mă aștept la cei mai rău. E riscant să-ți faci un împrumut la bancă, mă refer la tineret. E riscant pentru că se angajează pe 25-30 de ani să plătească o anumită sumă și n-ai siguranța locului de muncă în ziua de astăzi. Cum e, Alexandru? N-am găsit și noi niște oameni care să înțeleagă prosperitatea asta guvernanților de care ei ne tot vorbesc, că din ce am văzut aici, văd că nimeni nu prea resimte. Da, toți sunt sceptici, sunt supărați, sunt necăjiți. Nu am fi găsit noi sau totuși asta e România reală, alta decât cea pe care ne-o prezintă cei de la butoane? Avem timp să vedem lucrurile astea cu invitații mei. Bună seara, Ioana Constantin, membru PMP. Mulțumesc pentru invitație. Tot alături de noi în studio de data aceasta, deși de multe ori îl vedeți pe Skype astăzi și a făcut timp și mulțumesc domnului Adrian Negrescu, consultant economic. Bună seara, bine v-am găsit. Și avem, sper, și legătura Skype cu colega
colega noastră de presă, Ioana N. Dogioiu. Îi mulțumesc și ei dacă ne aude. Bună seara. Bună seara, Ioana. Ai văzut, noi discutăm astăzi despre prosperitate. Țin minte că în urmă cu mulți ani de zile stăteam prin studiourile de televiziune, comentam cu tine și vorbeam tot despre prosperitatea pe care noi românii n-o simțeam și alții de la butoane, era celebra ciumă roșie la vremea aia, ne prezentau că ar trebui să o resimțim. Da, așa e. Numai că acești oameni de la butoane, ciumă roșie, galbenă, portocalie sau ce culoare o mai fie, aoleu, sunt mai multe ciume de astea? Nu speri? N-am vrut să personalizez. Oricare ar fi ei, pentru că mai devreme sau mai târziu am observat că toți devin o formă de ciumă, nu? Întâi am avut ciuma roșie, după aceea s-a vorbit de ciuma galbenă. Se va vorbi probabil și de alte ciume. Toți sunt aleși. Nu sunt numiți. Nu sunt teleportați. Nu sunt armate de ocupație. Sunt aleși. Și la asta ar trebui să ne gândim în fiecare zi. Sau n-au dat un concurs pentru funcția pe care o ocupă. Păi, domnul Negrescu, haideți că atunci le cer scuze doamnelor că vă bag peste rând așa, dar spuneți-mi dumneavoastră, simțiți prosperitatea asta prezentată la începutul acestei săptămâni de guvernanți? Că românii pe care noi am întâlnit nu o simțeau. Pe hârtie, ca în prognozele domnului Cîțu de anul trecut, când ne spunea că duduie economia. Într-adevăr, arătăm bine pe hârtie. Pe hârtie toate lucrurile arată foarte bine dacă te uiți din afara țării la cum arată România. În realitate, într-adevăr, realitatea economică este decuplată concret de la decizia politică. Cum e posibil pe hârtie să arate bine și la noi? Efectul inflației. Dacă ne uităm la încasările bugetare, stăm și ne spune domnul Cîțu, domnul ministru al finanțelor, că avem încasări mai mari la buget, ceea ce înseamnă un lucru bun. Am redus o parte din evaziunea fiscală, ceea ce e un lucru bun. Am introdus această e-factură. Acum citesc din, ca să avem și poziția asta a celor care conduc, da? Dar dincolo de aceste lucruri, într-adevăr, România s-a înglodat în datorii, sărăcia s-a accentuat puternic în țară, avem aproape 12 milioane de români care trăiesc la limita sărăciei, da? 5 milioane și ceva ar trebui să primească ajutoare din partea statului. Acum, ca să mă fac avocatul diavolului, ar trebui să vă spun da, dar să știți că este o criză economică mondială, nu doar la noi. Și avem și războiul. Prețurile au crescut peste tot, războiul, deci nu e o situație la noi. Și atunci, ultima întrebare scurtă, așa, la prima vedere, cum vi s-au părut măsurile pe care guvernul le-a prezentat în săptămâna asta, astea de salvare, de criză, de sociale, cum să le... Ca să fiu așa diplomat, aș spune o culegere de bune intenții, de idei, dar nu de soluții. Și asta e mare problemă. Fără soluții, fără finanțare, practic foarte multe idei de pomană electorală, care de fapt s-ar putea să fie niște ajutoare de mormântare economică pentru mulți dintre români. Ioana Constantin, ați fost și voi la guvernare la un moment dat... Nu, de mult. Cum se fac? Nu, voi partidul, da, pe meu. Da. Cum se fac pachetele astea de măsuri? Așa, cum spunea domnul Negrescu? La acel moment nu era, sau mă rog, era chiar înainte de pandemie, când am fost și eu în Ministerul Muncii, nu existau sau nu erau necesare atât de rapid pachete de măsuri care, sociale, care să ajungă la categoriile vulnerabile de așa manieră ca acum. Din păcate, însă, noi înțelegem următorul lucru real, banii nu există în acest moment pentru acest pachet de măsuri sociale și baza pe care o pune Ministerul în colectare, eu sper că nu va fi o hărțuire a operatorilor economici. Dacă vă aduceți aminte cum stăteau mașinile ANAF-ului pe plajă pe vremea domnului Ponta și răsturnau casele de marcat prin saloane, restaurante și terase. Dacă asta înseamnă colectare mai bună, atunci mai bine să nu fie decât să hărțuim operatorii economici. Însă, eu înțeleg așa că 50% sau 52% vin din fonduri europene. România are o experiență extraordinar de proastă cu fondurile europene. Nu reușim deloc să le atragem. Dacă reușim să le atragem, mai le fraudăm. Adică mi-e greu să cred. Și atunci, totuși, aceste vouchere și tot ce au mai promis, ei cu siguranță vor ajunge la oameni. Problema e alta, că vor lua banii din alte zone, adică din zona de investiții mai degrabă sau în alte zone de asistență socială. Îl mai văd pe domnul Budăi că duce lupta aceasta cu PNRR-ul legată de pensii. Păi mai are 10% de unde poate să mărească pensii dacă dorește. Deci nu trebuie neapărat să ducă să-și rupă cămașa pe la Comisia Europeană să renegocieze PNRR-ul pe această chestiune, că mai poate să mai crească un pic dacă dorește pentru pensionari pensiile până la 10%, dar adevărul e că nu are bani. Deci în loc să ne
ne spună că trebuie să ne să renegocieze și că sunt oamenii aia răi la Comisia Europeană, care oamenii aia răi se uită la noi și zic, pe oameni, voi ați făcut o lege, ați spus că măriți pensiile cu 40%. Băi, cine sunteți voi, Venezuela, Maduro, să măriți, să dublați, să triplați dacă nu aveți bani? Deci, ca să conchid un pic, România, spre deosebire de alte state, chiar cele din zona noastră, de exemplu Ungaria sau Polonia, da, are un istoric foarte prost pe zona aceasta de investiții economic. Păi noi nu producem, de exemplu, oțel beton în România. Păi evident că la noi când s-a dublat prețul la acest oțel beton, da, și nici nu se găsește pe piață, e evident că zona de construcții în România este afectată mult mai rău decât în Polonia, de pildă, sau decât în Ungaria. Deci, pe noi acum ne-a prins din urmă și trecutul prost în zona de investiții economic. Din păcate, ce au spus oamenii în Voxuri este realitatea și eu vă spun că nu cred că dacă plecăm acum pe stradă și încercăm să găsim un om care să fie măcar nu mulțumit, să fie așa satisfăcut oarecum că trăiește cât de cât decent. Eu nu cred că găsim pe nimeni. Îmi pare foarte rău. Oamenii sunt foarte nemulțumiți de creșterea prețurilor, de calitatea vieții, de serviciile din sănătate, mai ales după pandemie. Deci există o nemulțumire reală în societate pe care ei nu o înțeleg, pentru că nu coboară în stradă. Da, e nemulțumire în societate, dar totuși oamenii stau cu minți. În alte perioade istorice post-decembriste, oamenii nu stăteau cu minți. Acum merg și la Ioana Ene Dogioiu. Ioana, nu știu, la voi, la Spot Media, se vede mai roz viața și măsurile astea, cum se văd ele? Sunt bune? Sunt așa cum ne spun guvernanții de ele? Să deschizi microfonul, te rugăm, că nu... Cred că ai închis sonorul. Da, am încercat. N-am vrut să se audă ceva, nefiind într-un studio izolat fonic, am vrut să nu vă bruiesc cumva cu ceva. Nu vorbesc în numele Spot Media, vorbesc în numele meu, desigur. Măsurile se văd prost și mie mi se pare că mixul este ca un fel de sac al lui Moș Crăciun în care fiecare a încercat să îndese câte ceva electoral. De la de acum celebrele vouchere, care sunt o obsesie social-democrată deja, până la programul de fertilizare al doamnei Firea, nu înțeleg legătura între măsurile de criză și programul de fertilizare sub nicio formă, decât acolo, așa, într-un sens foarte larg, cu demografia, cu pensiile de peste 30 de ani, nu știu, ce 30 de ani, 50 de ani. Mă rog, nu e nimic de înțeles din acest program. Să știi că aici ai furat startul, păstrasem o parte dedicată emisiunii, povestea asta cu doamna Firea și cu fertilizarea legată de criza economică. Prima dată, e o măsură rea în sine, nu discut asta, n-avea ce să caute în pachetul ăsta. Unele dintre ele mi se par chiar proinflaționiste și, sigur, nu sunt eu cea mai în măsură să spun asta, dar mi se pare logică în momentul în care, de exemplu, tu impui un salariu minim brut agricultorului, nu? Fermierului. El ce are două variante. Ori să nu îl plătească și să-și plătească angajații la negru, ori dacă îl plătește și îi se ridică costurile, să le transfere în prețuri, nu? Prețurile cu care vinde produsele. Ori asta este o măsură care generează inflație, fără îndoială. De altă parte, același agricultor, fermier, nu este sprijinit așa cum este sprijinit transportatorul, măcar cu acei 0,5 lei, cei 50 de bani per litru la motorină. E foarte puțin, dar e mai mult decât nimic. Agricultorul nu are așa ceva. Deci lui a crescut enorm motorina, lui s-au scumpit enorm îngrășămintele, lui s-a scumpit, iată, și costul forței de muncă, dacă e să fie cinstit și să o plătească la alb, da? Și noi după aceea ne mirăm că roșia ajunge 50 de lei în piață și spunem firar ei să fie de speculanți. Dar haideți să ne uităm un pic în costuri, ce i-am pus noi acelui om, acelui fermier care și așa supraviețuiește greu. De asta spun, măsurile mi se par și prost gândite. Uite, Ioana, dar le-a făcut salariu de 3.000 de lei după... Brut, atenție, o diferență. După model european, probabil, au luat asta. Înseamnă 2.362 de lei net, ceea ce nu e o mare diferență față de salariu minim. Iertați-mă, nu v-am auzit. Spuneam că înseamnă 2.362 de lei net, ceea ce față de salariu minim nu e o mare diferență. Deci arată bine doar în grafic. Păi dacă e brutul, nu e net. Brutul, da. Omului acestuia îi adaugi fermierului niște bani în plus față de ce plătea el până acum, 50 de lei, 100 de lei pe lună. Îi poate plăti?
Și dacă îi poate plăti, de unde o să-i recupereze? Nu cumva din cost? Că eu cred că e o lege, e cost de producție. Bine, dragii mei, eu totuși cred că sunteți malițioși și nu înțelegeți guvernanții noștri. Și uite, o să vă și dau o monstră în sensul ăsta și dumneavoastră celor din platou alături de mine și telespectatorilor. Dragii mei, să știți, dacă nu ați aflat și o să vedeți imediat, că săracii noștri o duc bine, o duc foarte bine. Eu nici nu știu de ce a mai trebuit acest pachet de măsuri, pentru că dacă îi asculți pe guvernanți, aproape că nu mai era nevoie de niciuna. Haideți să vedem și să comentăm lucrul ăsta, dacă nu știați. Pot să vă răspund, de exemplu, de 170 de lei pe persoană în pachetele de alimente pe care astăzi le oferim în programul pentru persoanele defavorizate, avem 4 litri de ulei, 2 kg de zahăr, avem 2,4 kg de carne de porc și vacă, avem 1 kg de pateu, deci vedeți câte se pot cumpăra de 170 de lei pe care astăzi îi oferim persoanelor defavorizate. Vedeți, Ioana Constantin, vedeți câte se pot oferi? Am fost la piață. Avem și cei mai bogați săraci din UE. Da, nu, dar nici măcar nu știe datele. Și Ioana Constantin poate să spună acest lucru. Nu știe datele concrete. Nu e vorba de carne de porc păi și de vită. Nu poate să vită. Cumpere nici pateu. Sunt 6 produse, carne de pui, cartofi, ulei, nu mai știu ce n-ai avea acolo. De 6 produse, nici măcar asta nu știu. Da, 6 produse. Și nu e vorba de 170 de lei. Da, sunt 50 de euro. Deci n-au nicio idee despre, de fapt, despre ce au făcut. Uitați că atât acum care sunt produsele. Este ceva foarte important, apropo de zona de... Da, produsele din voucherul de 50 da, de euro. Da, ăsta e voucherul. Să știți că Uniunea Europeană are totuși acel program prin care dă pachetele acelea de alimente, știți că ajungeau în mediul rural. Făină, mălai, dar erau direct produsele, nu-ți dădea voucherul. E, și acolo e o problemă că primarii noștri din mediul rural ce făceau? Dădeau ei cui doreau acele pachete, da? E, cu voucherele astea sunt curioasă ce o să se întâmple, că bine, sigur, nu, pentru că noi nu avem în România o bază de date concretă, da? Cu cine trebuie să fie acești beneficiari. Cum n-am știut la legea consumatorului vulnerabil, să nu spună mie vreunul din miniștri ăștia că are habar care e lista cu cetățeanul român care va beneficia de aceste vouchere. Eu nu cred. Și vreau să fac o scurtă completare apropo de ce a spus doamna Dogeoiu mai devreme de agricultură. Păi azi Omureș și închis de pe 7 decembrie din cauza prețului la gaze și energie. Nu l-au redeschis nici astăzi, se închide luna aprilie. Știți ce înseamnă asta? S-a triplat prețul la îngrășăminte naturale. Ei încearcă să-l cumpere de pe alte continente acum. Despre ce discutăm? Am văzut zilele trecute, noi aducem, de exemplu, brânzeturi din America și carne de miel din Australia. Vă imaginați una ca asta? Deci așa ne bate și mai oricum, să spunem telespectatorilor că sunt foarte multe familii care depășesc pragul ăsta de 600 de lei pe cap de familie. Majorita. Soțul poate avea un pic mai mult, soția sub, dar la coșul sau dacă mai sunt și copii în ecuație, s-a terminat. Cred. De ce am spus eu pomană electorală, de fapt un ajutor de mormântare economică? Pentru că nici măcar nu reprezintă 50 de euro reali. Pentru că dacă calculezi acești bani, înseamnă 4 lei pe zi, dar din acești bani, tu în momentul în care plătești cu acest voucher la magazin, dai înapoi statului 9% TVA. Mai mult decât toate calculele astea pe baza acestui pachet. Și eu m-am întrebat de unde au ajuns ei la 50 de euro. Au calculat datele, au luat datele de la INS pe inflația de anul trecut, că INS-ul a făcut aceste calcule, date care nu mai au nicio legătură cu ce se întâmplă în 2022. Pentru că între timp cartofii s-au scumpit cu 43%, carnea de pui, apropo, cu 30 și ceva la sută, brânzeturile cu 20 și ceva la sută. Uleiul deci, nu mai spunem. Deci, în realitate, din acei 125 de lei pe lună, cred că omul rămâne, de fapt, ca ajutor cu vreo 70 de lei. Ca să ne facem calculele exacte, dincolo de vorbe, dincolo de modul în care le împachetăm în euro, ca să sune mai pompos, să creadă lumea că primește mai mulți bani. Mai un alt lucru. La ce curs al euro sunt calculate aceste ajutoare? O altă întrebare care trebuie să vină, la care autoritățile trebuie să răspundă. Și ce spunea Ioana Constantin mai devreme este, cred că, fundamental. Noi nu știm cui dăm aceste ajutoare în momentul de față. Noi nu știm câți beneficiari vor fi exacti, din câte județe, cum vor fi împărțiți banii, când, în ce condiții. Abia de acum încolo ne gândim să vedem exact cum vom rezolva cu aceste ajutoare. Nu spune nimeni însă că nu sunt oameni care au nevoie chiar și de aceste pachete. Sincer, acum există o sărăcie extraordinară în mediul rural. Sunt oameni care se bucură și pentru 2 litri de ulei. Ăsta e un adevăr, dar nu așa îi ajuți. E un ajutor acum, odată. Ce faci cu ei după aceea? Că sunt aceea sărăcie, Lucie. Da, se spune că dacă vrei să ajuți într-adevăr un amărât, nu-i dai un coș de pește, îi dai o undiță și îl înveți să pescuiască. Acum, nu știu, Ioana Ene Dogeoiu, vrei să intervii, te rog. Mai e o chestiune.
în țara asta e foarte multă evaziune fiscală, trebuie să o recunoaștem, e un adevăr. Sunt foarte multe venituri la negru. Câți dintre cei care muncesc la negru și poate că au venituri mult peste acest prag, venituri reale peste acest prag declarat, dar pe hârtie mult sub el, vor primi aceste vouchere, deși stau cu mult mai bine decât alții care sunt puțin peste linie oficial și nu le vor primi. Acum, să nu ne facem că uităm imaginile care au tot fost pe diverse televiziuni cu oameni care coborau din mașini extrem de scumpe și se duceau să-și ia ajutoarele sociale. În mediul rural este o adevărată industrie a ajutoarelor sociale și asta se știe, pentru că ele sunt un instrument al primarului. În același mediu rural unde, dacă, și asta vă spun din experiență, dacă ai nevoie să-ți păsească cineva o fâneață, pe bani, nu pe sărumână, ai nevoie să-ți culeagă niște copaci din livadă, ai nevoie să te ajute la curățenie, este o aventură să găsești pe cineva. Ceea ce sugerează că nu e chiar așa de luce sărăcia, adică dacă oferi muncă, nu prea găsești forță de muncă. Mulți au plecat pe afară, mulți se mai descurcă cu ajutoare sociale, deci înainte de a da aceste vouchere, într-adevăr, în primul rând ar trebui cumva să clarificăm cine este cu adevărat în nevoie, dar cu adevărat în nevoie să le primească. Și poate am descoperi că numărul fiind ceva mai mic, putem da sume mai mari decât ceea ce se oferă acum. Acum, dincolo de sumele mari, doamna Dogioiu a furat startul și vreau până în publicitate să discutăm și tema asta. Mă întorc la dumneavoastră în studio aici, să-mi spuneți fiecare dintre dumneavoastră cum vi se pare totuși chestiunea asta? Manualul de economie nu vorbește nicăieri, ăla de liceu, despre încurajarea natalității, de altfel o măsură bună într-un stat, oricare ar fi el, dar nu vorbește de această măsură în tandem cu chestiunile care duc la o criză economică, la măsuri sociale, la o luptă cu, nu știu, recesiunea. Care a fost ideea asta? Pur și simplu o mișcare electorală? Și aici nu vorbim de câteva, nu știu, 50 de euro, 100 de euro, vorbim de câteva mii bune de euro pentru cei care primesc. Vă rog, doamna... Măsura la București, culmea, a funcționat. Acum, eu am fost unul dintre cei mai mari critici ai primarului, Gabriela Firea. A funcționat măsura la București, dar ea e inclusă, într-adevăr, într-un pachet de asistență socială, cum se dorește acesta, că despre asta este vorba. Într-adevăr, putem considera că nu și-a avut locul. La București, culmea, a fost o măsură eficientă și acum nu mi-e, presupun că doamna Firea știe ce face, cred că a dorit neapărat să o introducă, să aibă și domnia sa. Măsurile astea nu sunt pentru bucureșteni, înțeleg că sunt pentru români, nu? De acord, da, și bucureștenii sunt români, glumeam. Da, a dorit să aibă o amprentă pe acest pachet de măsuri, sigur, nu intră. O amprentă de vreo 40 sau 50 de milioane de euro. Nu intră în categoria de asistență socială. Sigur că programe de încurajare a natalității în România sunt obligatorii, dar nu cred că doar acesta este suficient sau, în fine, nu trebuia inclus într-un astfel de pachet. În continuare, eu rămân la opinia mea. Oamenii ăștia nu au sursa bugetară pentru toate promisiunile pe care le-au făcut. Adică și noi aici putem să promitem ce dorim, că nu avem nicio sursă bugetară. Da, mă rog, a dorit să-și un amprenta. Domnule Grescu, eu în manualul ăla de economie de liceu n-am găsit, la ASE n-am învățat despre asta, e totuși criză. Noi vorbim de măsuri de criză, sociale. Ți-am zis, ideea nu era, sunt multe idei care sunt bune în proiectul ăsta, dar nu se fac așa. Mai bine făceai în momentul de față niște deduceri fiscale cu adevărat care să conteze în salariile oamenilor care au copii și care au nevoie într-adevăr de o gură de oxigen ca să aibă ce să le pună pe masă copiilor respectiv. Deci deduceri fiscale pentru cei care au curajul să facă copii în momentul de față. Și atenție, un lucru esențial de care eu m-am lovit, pentru că am un copil foarte mic, un an și ceva. Nu există în momentul de față vaccinurile obligatorii, multe dintre ele nu le găsești la medicul de familie, nu le găsești în sistemul public. Trebuie să te duci tu să le cumperi de la privat ca să poți să ți le administreze medicul de familie. De ce? Pentru că statul, din păcate, nu finanțează în continuare aceste vaccinuri obligatorii care țin de sănătatea acelor copii. Deci acolo cred că era esențial să intervenim în primul rând, să asigurăm tot necesarul de servicii pentru nou-născuți, pentru mame, pentru a sprijini natalitatea și abia după aceea să vorbim într-adevăr și de fertilizare in vitro, care este într-adevăr esențială pentru cei care e o adevărată dramă pentru multe dintre femeile din România. În cazul ăsta am o întrebare valabilă pentru toți trei. Credeți că această, nici nu știu cum să-i spun, că i-aș spune cu un cuvânt dur, dar n-am fost niciodată la CNA și nici nu... Păcăleală, eu prea am să spun altfel, păcăleală la adresa românilor este datorată
incompetenței celor care au elaborat planul, neînțelegerii dintre două partide cu viziuni diferite, hai să zicem trei pe la mic, nu-l mai pun pe UDMR, sau care e explicația pentru acest fonfleu, da, pe care îl aruncă în față oamenii aceștia românilor și care poate nici măcar nu e realizabil, așa cum am spus. Ioana Constantin, temporară, pompieristică, pentru că România, cum spuneam, n-a venit din urmă cu niște măsuri în zona de investiții. Și cum rezolvi tu astăzi problema? Că n-aveai altă soluție. Oamenii țipă în stradă, că n-au bani. Și atunci ce faci? Le dai niște voucher, le mai promiți nu știu ce în agricultură, când tu n-ai rezolvat problema în agricultură de niciun fel. Dar asta este. Ai văzut că a funcționat în construcție, ai zis că faci ceva paralel, care nu va funcționa în agricultură. Deci e o măsură pompieristică care va avea niște costuri pe care le vom plăti mai târziu. Pentru că ne vom împrumuta foarte care mult. Care ar putea fi explicația? Incompetență? Da, e incompetență plus faptul că avem două partide care ar trebui în teorie să aibă viziuni diferite ca doctrină, ceea ce nu cred că e cazul, totuși că ei se înțeleg binișor așa ca viziune, nu e dreapta. Ioana Constantin, Ioana Dojoiu, te rog frumos, spune și tu înainte de publicitate, crezi că e doar prostie, e neînțelegere pe doctrină? De ce avem așa ceva? Atâta s-a putut. Atâta se poate. Calitatea clasei politice din România a scăzut de la mandat la mandat, de la legislatură la legislatură. Din cauza clientelismului, din cauza faptului că oamenii valoroși fug de politică, nu le mai dezvolt aici. Cert este că ea a scăzut. Și așa se întâmplă când ești conduși de oameni fără viziune, care nu înțeleg niște realități economice, care nici măcar nu știu ce conține pachetul ăla pe care l-au pus în practică. Au senzația că poți să cumperi pate de ficat, dar tu de fapt nu poți să cumperi decât carne de pui. Deci ăsta este nivelul la care suntem și asta este poate cel mai înspăimântător. În momentul în care era voință, de exemplu, da? Sau este un interes electoral pe de moment, poți să zici lasă că se clarifică până la urmă, lasă că se poate corecta. Dar în momentul în care este un nivel intelectual atât de scăzut al celor care conduc, ăsta e foarte greu de corectat. Extrem de greu de corectat. Și va continua exact la fel. Acum, înainte de publicitate, mai insist la tine cu o chestiune. Nu de alta, dar așa cum am spus la început, seri întregi am stat prin studiourile de televiziune înfierând un fenomen, ăla al ciumei roșii. Ți se pare că ce a urmat după ciuma aia roșie a fost mai bun, mai rău, la fel de rău, nu știu, pentru români? Cum ai resimțit tu? A fost altfel. Ceea ce a fost atunci, ceea ce noi am numit ciuma roșie, a fost acapararea unui partid foarte puternic și a unei majorități foarte solide în Parlament, acapararea de interesul personal al unui infractor care voia să scape de pușcărie. Da? Cam despre asta a fost vorba. Fenomenul acela, din păcate, nu se repetă. Deci a fost, hai să spunem, un accident în istoria României. Dar în rest ne-am întors ca fenomene mari de incompetență, de inadecvare la funcție, de clientelism, de corupție, de ce vreți, suntem exact în același punct în care eram și înainte. Nu suntem cu niciun pas înainte. A dispărut, ăla a fost un fenomen acut. Un moment. Românii par însă mai puțin vocali ca în acele vremuri, corect? Ne-am mai obișnuit puțin. Să ducem greu? Este foarte multă și eu cred că este foarte multă blazare deja. Oamenii, nu mai există speranță, nu mai există perspectivă. Dragnea ne-a făcut atunci un mare bine, sper că se înțelege, să înțeleg ghilimelele într-un fel. Prin personalizarea acelei situații și prin faptul că a devenit inamicul public numărul unu cu ochi, urechi și mustață, a reușit să creeze o emoție foarte puternică care a mobilizat. Pentru că dacă ne uităm acum și analizăm evoluțiile ulterioare, nu justiția a fost tema care a interesat cu adevărat, ci ura împotriva lui Dragnea. În momentul în care Dragnea a intrat pe ușa pușcăriei, toată acea solidarizare, toată acea emoție, toată acea putere a societății s-a disipat și ea, pentru că a dispărut inamicul comun. Așa e când te lupți cu oameni, nu te lupți pentru principii. Cam asta e povestea. Și da, a fost o luptă cu un om, trebuie să o recunoaște. Domnul Negrescu, mă întorc la dumneavoastră înainte de publicitate, să-mi spuneți și punctul dumneavoastră de vedere. Credeți că e doar prostie?
Da, dovedim încă o dată că construim tot felul de pachete care nu au nicio legătură cu realitatea economică, nu vin cu studii de impact, cu studii legate de eficiența lor. De ce luăm niște măsuri economice? Pentru a avea niște rezultate pozitive, pentru a crea locuri de muncă, pentru aceștia oameni. Noi să vedem exact rezultatele concrete ale măsurilor pe care le propunem. Dincolo de faptul că le scriem frumos pe hârtie și am văzut că le prezentați și dumneavoastră. Mai un alt motiv. Încearcă prin acest pachet să ducă atenția publicului de la măsurile alea haotice pe care le-au luat în domeniul energiei și care au intrat în vigoare de la 1 aprilie. Noi am ajuns în momentul de față să-l plătim mai mult, un preț mai mare la energia electrică decât companiile, noi persoane fizice. Cei care consumă, care au tupeu între ghilimele să consume mai mult de 300 de kW, plătesc mai mult decât o firmă. La firmă s-a putut plafona prețul la energie, la persoane fizice nu. Puțin că aici iarăși furați dumneavoastră startul pentru partea a doua. Noi plătim mai mult la acest tip de servicii și la multe altele decât vecinii noștri europeni cu salarii mult mai mari. Că plătim carburanții mai mult decât Ungaria, decât Polonia. Da, ăia or fi mai săraci, cine știe. Dragii mei, o luăm o scurtă, foarte scurtă pauză de publicitate, după care o să revin inclusiv cu filmulețul cu domnul Boloș, cum ne spune domnul Boloș că săracii României sunt bogați. Asta e, să fiți bogați, dragii mei, așa cum vă văd politicienii, dar să nu uitați lucrul ăsta la alegeri. Publicitate! Să vă răspund, de exemplu, de 170 de lei pe persoană în pachetele de alimente pe care astăzi le oferim în programul pentru persoanele defavorizate, avem 4 litri de ulei, 2 kg de zahăr, avem 2,4 kg de carne de porc și vacă, avem 1 kg de pateu, deci vedeți câte se pot cumpăra de 170 de lei, pe care astăzi îi oferim persoanelor defavorizate. Măi, oameni buni, eu vă mai spun o dată, nu vă mai dați săraci că v-a dat omul în primire, v-a dat în vileag. Voi pozați în săraci și uite câte lucruri faceți. Dacă chiar vă simțiți săraci, vă mai dau un sfat. Ui, de la mine că nu dețin eu adevărul absolut, e tot de la un ministru, era de la finanțe, care v-a spus-o clar, nu e că ea vă pasă sărăcia, schimbați mașina, renunțați la aia pe motorină și luați cum va face și el una pe benzină. A, și apropo că vorbisem aici în studio înainte să intrăm, dacă nu vă place și vi se pare scumpă și aia pe benzină, o dați și pe aia și luați una electrică. Asta înseamnă să lupți cu sărăcia. Nu cum fac românii, se plâng și nu înțeleg ce le promit guvernanții. Sper că înțelegeți, dragii mei, că sunt ironic, dar când vezi atâta ticăloșie și atâta ipocrizie la cei care ne conduc, nu poți decât să faci haz de necaz. Despre asta e vorba. Și dacă tot l-am amintit pe domnul de la finanțe, domnul Căciu, hai să facem o scurtă istorie pe care o să o comentez după aceea și cu invitații mei. Parcă suntem blestemați cu locul ăsta, ministerul ăsta, care ministerul ar trebui să fie unul dintre cele mai importante în orice guvernare. L-am avut la finanțe pe un domn, Orlando Discotecă, nici nu mai știu, îmi scapă numele, dar noi așa îi ziceam, Orlando Discotecă. Ia uitați aici, îl știți pe domnul Discotecă? Se sfătuiește cu domnul Căciu mai nou. Da, să știți că poza nu e din trecut, nu e de acum 10 ani. Când, nu, e recentă, e de când domnul din stânga a ajuns ministru. Cu numele. Înainte să ajungă ministru, era prin studiouri pe aici, pe la televizor, și ne ținea lecții de economie. Nu, nouă, le ținea celor care conduceau. Acum e cam mut ca o lebădă, așa, așteaptă, vorba poetului, așteaptă probabil lumina de la domnul Ciolacu, cel care l-a trimis acolo. Da, tot la finanțe l-am avut pe domnul Câțu. Da, Arlechinu Câțu, cel care a venit cu un CV înfiorător, ne-a speriat, domne, a studiat până America, a studiat până lumea largă, am zis că o să rupă finanțele. Un fonfleu, n-a ieșit nimic, după care, dacă tot a fost treabă, l-a lăsat în loc pe domnul Vâlceanu. Nu mai știți pe domnul Vâlceanu? Păi e băiatul ăla care nu știa salariul minim când l-au întrebat jurnaliștii și a dat-o din colț în colț. A zis, da, ce contează că pe baza salariului era, s-ar fi calculat cam tot în parohia domniei sale, și anume la Ministerul Finanțelor. N-are nicio importanță. Am trecut peste și a venit, repet, domnul Căciu care schimbă mașina atunci când n-are bani. Nu? Ioana Constantin, tu ce schimbi când n-ai bani? Îți iei
ceva, o roche nouă, o geantă nouă. Asta ziceam, nu? Dacă nu avem bani, glumeam mai devreme, mergem să schimbăm. A vorbit ca și când ar fi schimbat becul în sufragerie. Și ce faci? Mă duc să schimb un bec acum în sufragerie, că n-am bani de mașina pe care o am deja. Dar bine că nu e USR-ul în continuare la guvernare, că ăștia luau o trotinetă și rezolvau de tot. Adică vă dați seama ce situație. Asta arată ruptura de realitate și de societate. Ascultam, reascultam ce a spus domnul Bolo și nu-mi dau seama, vorbește despre un alt pachet, să ne lămurească că poate e alt pachet, e altă sumă, sunt alte produse, poate sunt alea de la Uniunea Europeană, nu știu, dar nu poți să ieși într-o conferință să anunți oamenilor ce, sunt niște oameni totuși care așteptau niște măsuri și tu le spui cu totul altceva, nu înțelege nimeni nimic. Și mi se pare că deja începem să ne luăm la mișto așa în aceste exprimări ale miniștrilor. Păi ori ai venit să-mi spui ce faci și așteptarea mea era, să știți că am fost îngăduitoare și vorbeam în pauză aici mai devreme și cu domnul Negrescu, am fost îngăduitori în prima săptămână, am zis, domne, e un pachet de măsuri, era necesar să dăm oamenilor, există oameni care chiar au nevoie de aceste măsuri. Dom'le, dar trec zile, trec săptămâni și tu nu mai faci nimic, nu dai nici banii oamenilor, suntem ca la energie și gaze, au anunțat legea, au anunțat plafonări, au anunțat de fapt ce să aflăm, că de fapt banii se întorceau unde, la companiile alea. Și acum mă întreb, poate să alți beneficiari și pachetele astea de măsuri, poate nu sunt săracii României, că ăștia au bani, după cum vedeți, își cumpără un kil de pateu, își cumpără 4 litri de ulei, ajunge, gata. Da, Ioana Enedogioiu, tu ce-ți cumperi când te apasă povara financiară? Schimb mașina? Și să-mi spui, te rog, și părerea ta despre ultimul, mai nou nostru ministru la finanțe, te convinge? Nu prea cumpăr atunci când mă apasă povara financiară, nu? Pe măsură, când avem probleme financiare, ne reducem la strictul necesar, nu? Adică, am asta ideea, pe cât suntem mai lejeri cu finanțele, cu atât ne permitem cheltuieli mai mari. Da, ei nu le este foarte clar conexiunea cu viața reală. Nu au o conexiune reală cu ceea ce se întâmplă în piață. Ne aducem aminte de domnul Câțu, care spunea că nu cumpără pâine. Nu? Problema nu era cea care e prețul pâinii și că nu cumpără pâine. Dar nu de acolo știe un premier care este prețul pâinii în mod normal. În mod normal, un premier știe care e prețul pâinii pentru că el apare în tot felul de calcule economice, în coșul minim. El de acolo trebuie să știe care e calculul real. Nu au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă. Asta este evident. Fiecare e în lumea lui. Nici domnul Câciu, că era analist de soi în studiouri aici, ne ținea lecții, certa guvernanții până să-l ia Ciolacu să-l pună acolo. Nu-ți pare așa specialist? Eu nu pot să-l evaluez pe domnul Câciu și o spun cu toată sinceritatea, pentru că nu sunt un analist. Domnul Negrescu e în studio, poate să spună exact lucrurile acestea. Tot ce pot să fac este să văd chestiuni de bun simț, pe de o parte, și pe de altă parte chestiuni politice. N-am văzut de la domnul Câciu acte de mare vitejie de când este ministru, asta în mod cert, și ceea ce mă sperie pe mine cel mai tare, n-am văzut nici sclipiri de viziune. Am văzut așa, contabiliceală. Okay. E foarte, exact, foarte disciplinat, nu iese din cuvântul partidului. Uite, o mănușă aruncată, domnule Negrescu, de Ioana Enedogioiu. La domnul Câciu văd și lucruri bune. Și pot să spun aici, v-am mai spus la începutul emisiunii, aceea e-factură, acel program e-factură care poate salva mare parte din economia asta, din prisma dimensiunii evaziunii fiscale. Pentru că vom controla în sfârșit și noi niște sectoare. Dacă n-a fost făcută cum trebuie, n-a fost făcută mai repede, asta e altă problemă. Pe de altă parte, într-adevăr, marea problemă a domnului Câciu e că nu ne explică de ce ne împrumutăm atât de mult și atât de 25 scump. De miliarde euro în 4 luni, corect? Da, asta și gândiți-vă că datoria publică a României a crescut de la 379 de miliarde cât era 2019, este la 569 de miliarde, 220 de miliarde împrumutați în 2 ani și jumătate. Pe ce s-au dus acești bani? Ei, uite, ăsta este rolul domnului Căciu, să ne explice concret, să ne explice oamenilor de ce împrumutăm atât de mult. Dar ne explica vreo unul împrumuturile pe perioada Dragnea, Dăncilă, ni s-au justificat vreodată? Eu speram să fie după aia stofă. Următoarele, pe vremea lui Câțu. De-aia spun, speram să fie dintr-o altă stofă și să iasă în conferință de presă să ne spune concret pe ce se duc banii ăștia care îi împrumutăm. Și mai mult decât atât, să nu vină cu mesaje cum l-am văzut ieri pe Facebook, cum că iată agențiile de internaționale de rating confirmă faptul că stăm bine. Păi nu stăm bine deloc, dimpotrivă, dacă te uiți în ceea ce spun agențiile rating, spun că sunt îngrijorate de situația financiară a României, de situația fiscală și despre riscurile macroeconomice din România. Că ne-au confirmat cât de cât ratingul ăsta e o gură de oxigen pentru noi, pentru că am ajuns să ne împrumutăm cu cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană, de 6 ori mai mari decât în Bulgaria.
Păi oamenii ne ajută, încearcă să ne ajute în momentul de față să nu ne ducem cu ratingul la pământ, să nu ne purtăm și mai scump de atât. Asta e singurul avantaj pe care Ioana Constantin, vreau să întreb ceva, profit că mie așa mi se pare, cu puțina specializare pe care o am pe economie și eu, că în ultimii ani, 2 ani cam așa, a fost încercarea guvernelor să mențină poza României într-o zonă de stabilitate, dar ca poză macro. Și de asta noi resimțim, cetățenii resimt foarte puternic creșteri de prețuri, că o duc mai rău, puterea de cumpărare scade, dar pe agențiile de rating ne menținem destul de stabil. Cum spuneam la începutul emisiunii, da, noi încercăm să creăm o poză așa pentru investitorii, exact, străini și în spate păcălim. Nu e stabilitate macro. Nu, oamenii au început să înțeleagă dovadă dobânzii la care împrumutăm. Asta arată concret realitatea, cum văd ei realitatea din România. Și de-aia ne împrumutăm cel mai scump din Europa, pentru că nu mai au încredere în ce se întâmplă aici. Pentru că dincolo de aceste fonfleuri, aceste PPT-uri pe care le vedem prezentate frumos, cum s-au adunat miniștri acolo să ne povestească ce vor face, realitatea este că n-au luat niciun fel de măsuri de reformă. Nu sunt companiile de stat în continuă cheltuie din ce în ce mai mult. În sectorul public se angajează funcționari pe bandă rulantă, 30.000 de funcționari angajați în ultimul an, 70.000 în ultimii 2 ani de zile. Păi noi în ce țară trăim? Într-o țară conectată la realitatea economică sau într-o țară în care ne interesează doar bugetarii, pensionarii și perspectiva? Cum dăm ne așa interesează în nici pensionarii, sincer, nici măcar, că da, nu le-am mai crescut nici pensiile. Domnilor și din studio și de acasă, vă întreb și eu și o să iau răspunsurile la noastră, dar să ne gândim cu toții. Cum e posibil ca toate țările astea din vest, mult mai bogate decât noi, să ia deja măsuri de protecție a unei populații evident mai bogate decât a României și ai noștri să nu facă nimic? Toți miniștrii de finanțe, o să ziceți că sunt calat pe domnul Căciu, dar aveam mari așteptări și văd că e un fonfleu. Toți miniștrii de finanțe din Europa civilizată au ieșit și au spus, legat de exemplu de scumpirile la carburanți, ce vor face? Ungaria e de la începutul anului plafonată. Polonia a scos TVA-ul TVA zero. Fiecare a făcut ceva. Unii au scos din al nostru la finanțe. Chiar nu poate face nimic. N-are un pix și o hârtie să facă și el o decizie, o hotărâre, un HG pentru românii lui. De ce trebuie să fim ultimii? Știi ce e paradoxal? Că inclusiv în momentul de față Uniunea Europeană ne permite să punem ce TVA ne dorim noi la produsele alimentare de bază, la carburanți, la energie, pentru că s-a relaxat foarte mult mecanismul ăsta de aplicare a TVA-ului. Din 6 aprilie s-a luat această decizie. N-am văzut niciun fel de reacție de la București, niciun fel de program care să vină să zică, băi, de unde vin aceste scumpiri cu care ne lovim toi? De la energie și de la gaze. Păi hai să reducem TVA-ul la energie și gaze, da? 2-3 puncte procentual, hai nu-l reducem la zero, că poate ne permite din punct de vedere bugetar. Dar să încercăm să mai stăvânim puțin din acest iureș inflaționist prin măsuri fiscale, cum au făcut toate celelalte țări din Europa. Noi venim cu aceste pansamente, cu aceste alcocalmine date unui bolnav în comă, că nu pot să le spun altceva, și sperăm ca lumea să ne creadă. Păi nu suntem un fel de alba neagră. Un minut rapid, de ce nu fac și ai noștri? Nu știu, de ce trebuie să fim ultimii? Păi, pe de o parte, pe noi această criză ne-a prins în procedură de deficit excesiv și în momentul în care ești în această procedură este mult mai greu să umbli la fiscalitate, să obții acordul Uniunii Europene, pentru că deja ești cu mare lupă pe tine și cu mari probleme. În ceea ce privește carburanții, eu am aici o părere diferită. Eu nu cred că ar trebui eliminată accisa decât în cazul, sau scăzută, decât în cazul transportatorilor și mai ales al agricultorilor. Pentru restul lumii ar trebui să funcționeze, îmi pare rău, ceea ce funcționează în toată lumea, raportul cerere-ofertă. Câtă vreme benzinăriile sunt pline, și sunt pline, sunt cozi la benzinării, câtă vreme în București, și nu numai în București, și în orașe mai mici, n-ai loc să arunci un ac în trafic, nu ai loc să arunci un ac. Câtă vreme știrile despre Valea Prahovei sufocată în weekend nu mai sunt știri. Sunt deja o banalitate, cred că știrea ar fi să spunem, se circulă bine sâmbătă pe Valea Prahovei. Wow, aceasta ar fi știre. Iertați-mă, nu există absolut nicio presiune asupra ofertei de a scădea prețul. Ioana, trebuie să te întrerup, înțeleg, e o viziune, din păcate peste noi vine publicitatea. Îți mulțumesc atât ție cât și Ioanei Constantin, Adrian Negrescu, aceasta a fost ediția selectiv de săptămâna aceasta. Săptămâna viitoare vom lua pauză, este Paștele, sărbători fericite anticipat și celor catolici astăzi. O seară bună, rămâneți cu B1 TV, prieteni dragi!
respiră aer curat la